În 3, 2, 1 și... Ok, bă, chiar l-a transformat. Astăzi, băi și fete, mă voi juca Minecraft, doar că vom avea experiență custom. Da, ți-a auzit foarte bine, la fiecare nivel vom avea câte o experiență custom care ne va oferi și niște abilități speciale. Așa că, deocamdată, după cum vedeți, nu avem niciun nivel. Așa că hai să-i dăm drumul cât mai repede să mergem să luăm și noi niște lemn și cred că ar trebui să omorăm ceva animăluțe ca să facem și noi primul level și să vedem ce o să ne ofere XP-ul de la primul nivel. Chiar sunt curios ce o să ne dea experiența de la primul nivel, așa că hai să luăm cât mai repede lemn. Bun, hai să facem un crafting table și să ne facem și noi repede, repejor, un topor ca să avem cu ce să dăm în cap la animăluțe. Ia mă, frate, hai că chiar vreau să fac primul nivel să vedem ce o să ne dea. Uite acolo, zăresc niște mioare. Direct pe mioarele alea mă duc. Pare rău, oițelor, dar e pentru o cauză nobilă și anume trebuie să fac XP. Hai să vedem, hai să vedem. Chiar sunt curios ce o să ne dea. Bam și... ok, wood, cut down trees in... ok, mamă, cică pot să sparg o... paci instant. Ok, uite și un village acolo. Stai așa un pic. Avem village acolo, putem să tăiem copaci instant. Mamă, deja putem să facem rost de emeralde, ești nebun? Mamă, păi direct pe copacii ăia mă duc, frate. Păi și dacă putem să facem rost de emeralde, asta înseamnă că putem să facem trade-uri cu GG și să facem experiență. Ok, asta o să fie simplu. Dar ok, ia să vedem ce înseamnă să tai copaci instant. Bă, cum adică mă, îi tai instant? Ce? Oh! Mamă, nu te cred, asta o să fie prea OP. Deci nu pot să cred, e ca modul ăla, știți care zic? Efectiv știu că era un mod super popular în care puteai să tai copaci în felul ăsta. Sau un datapack, nu știu ce era. Doamne, asta o să fie prea ușor, frate. Deci o să facem rost de lemn super ușor. Dar încă sunt curios de o chestie. Ia hai să mai dăm noi într-o văcuță din asta. Da, 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 uite, uite că XP-ul e diferit acum. XP-ul e diferit. Ok, am făcut guys scale-ul un pic mai mare ca să puteți să vedeți și voi. Și acum cred că o să iau niște lemn, dacă știți ce zic. O să iau destul lemn încât să pot să fac trade-uri cu GG-ii. Mamă, și putem să facem și experiență cu ajutorul acestui lucru. Ok, hai să defrișăm toată pădurea asta, mă nene. O să fie super ușor. Ok, băie și fete, și două topoare de lemn mai târziu și uitați-vă cât lemn avem, băie frate, deci a mers super repede, uitați-vă și voi, am defrișat efectiv toată pădurea asta și deja s-a lăsat noapte, așa că cred că ar trebui să mergem și noi să dormim, iar mâine vom face următorul nivel. Ok, hai să băgăm și noi un somn puternic, gigele, dă-te așa, dă-te la o parte, cam nivel de făcut, frate. Ok, și e dimineață, mamă, și cam mor de foame, bine ca merele astea. Bun, și acum aș vrea să mai omor niște animăluțe ca să văd ce ne dă nivelul următor și sunt curios dacă totuși o să păstrez abilitatea de la primul nivel dacă fac nivelul 2. Ia să vedem, avem 1, mai avem puțin. Ok, hai să-l batem pe păienjenicul pentru nivelul 2. Ia păienjenicule de aici. Ok, infinite saturation. Mamă, păi nici nu mai am nevoie de mâncare acum. Și ia, ia, hai să mergem să vedem dacă păstrează restul de abilități. Bun, hai să spargem copacul și să vedem dacă a rămas. Da, mă, rămân abilitățile. Deci efectiv acum poți să tai și copacii super ușor și am și mâncare infinită. Adică nu mi se mai consumă, nu mi se mai consumă hunger bar-ul. Doamne, chestia asta e prea tare. Păi bun, hai să facem și următorul nivel și cred că ar fi o idee bună să-l găsim pe urât să-i dăm în cap, să facem și noi rost de niște iron, zic. Mamă, dar ce, mă, village-ul ăsta hergelie? Uite, deci tu câți cai sunt aici, mai sunt și acolo. Dar noi am venit pentru urâtul ăsta mare. Ia, hai să ne ucoț. Sărăm și noi așa și să-i dăm în cap la fraier. Îi dăm frumos un toporcean în cap. Cât lemn am spart eu cu toporul ăsta, mai spargem și un urât dacă știți ce zic. Și... pus down, let's go! Bun, și ne-a dat 5 iron, vezi că a fost generos, a fost generos băiatul. Și ci că următorul nivel ar trebui să fie nivelul de piatră, nivelul de piatră. Hai mă să facem repede și nivel 3, cât poate să ne ia să facem un nivel. Bun, ia să vedem porcușorul ăsta. Pickaxe can mine a larger volume of blocks. Ok, deci acum pot să minez super rapid cum ar veni. Bun, ia hai mă să ne facem noi, dacă tot avem, hai să ne facem un pickaxe de iron și să vedem ce înseamnă chestia asta, cum o să mineze pickaxe-ul nostru. Ia să vedem, găsim și noi un refine pe aici ceva. Ok, ok, văd că e o intrare pe aici. Da, nu e refine, dar hai să vedem cum minează pickaxe-ul. Ok, ok, apare sparge mai multe blocuri deodată. Mamă, chestia asta e tare, chestia asta e tare. Ok, hai să-i dăm noi în jos să ne facem noi propriul nostru revine și să vedem ce putem găsi. Ok, deja am găsit iron, deja am găsit iron, super tare.
Mama, hai să spargem și gravel-ul ăsta, că o să ne trebuiască ca să facem fletching table-uri. Bun, bun, deja avem iron, avem 3 iron deja. Bun, hai să-i dăm în continuare jos. Bă, frate, deci o să fie prea ușor. Uite, încă mai mult iron aici. Let's go, ne facem... What? Uitați-vă și voi. Ok, se buguise pentru o secundă. Mamă, deci o să ne facem abodo bazuca completa super ușor. Dă-i jos, nenică. Ok, am găsit și cărbune ca să prăjim iron-ul. Let's go, mamă, cât cărbune. Opa! Am făcut XP! Hit like an iron golem? Mamă, ce? Mamă, ce tare că putem să facem acum XP și din oruri. Bă, deja avem următorul level. Și următorul level e TNT. Bă, uite cum arată bara de XP acum. LOL, cât de tare. Și stai, ce facem noi acum? Ok, n-am înțeles. Ce putem să facem cu asta de gold? Aaa, fii antena de golden apple-uri. Mamă, let's go. Bă, cât de tare sunt abilitățile astea. Ok, nu mai vreau să fac XP. Încă nu mai vreau să fac XP. Deci sper să nu mai găsim cărbune pe aici. Ok, hai să luăm iron-ul. Mamă, dar o să facem XP dacă prăjim iron-ul ăsta. În fine, nu mai contează. Ok, și cred că am făcut rost de destul iron. Avem 40 iron. Bun, hai să mai luăm, să facem cât un stack. Să facem un stack de iron și după putem să ne retragem. LOL, dar uite cum sparge pickaxe-ul ăsta, mă, nene. Efectiv, opa, am dat într-un revive și uite iron aici. Let's go, hai să vedem cât iron avem. Și avem 46 de bucăți. O să ne fie de ajuns. Opa, se apropie ăsta, micu. Este așa că acum ci cam am pum de iron golem, cum ar veni. Hai să-i dăm lui ăsta în cap un pum. Opa, opa, opa. Ok. Gen, am dat ca un iron golem, l-am aruncat în aer, dar era să mă omor pe mine. Pe bune, dacă nu. Ia mă, ia, hai, mai găsim niște monștri pe aici. Ok, ia, hai să dăm un domnul zombie. Ha? Bă, dar nu pare că dau ca un iron golem. Bă, de ce nu dau, bă, ca un iron golem? Ok, aparent îl ridică în sus, dar gen nu-i dă la fel de mult damage. Am înțeles, deci doar îi dă knockback mai mult. Dar, what? S-au spart blocurile când l-am omorât. Uite că am mai găsit niște iron aici, let's go. Și cred că putem să ne tirăm deja, băie și fete. Ok, suntem la suprafață și vreau să mai testez o dată chestia asta. Dau ca un iron golem, ia mă, ia. Mamă! Ok, bă, gen, nu puteam să ridic așa de mult în aer pe zombie că avea piatră deasupra capului, dar uite de fapt cum dau. Mamă, ești nebun cum i-aruncă în aer. Oh my god, ok, chestia asta chiar e tare. Bun, hai dacă tot avem atât de mult aer, hai să facem niște furnale. Bun, le-am pus aici frumos. Iar acum hai să punem tot aerul ăsta la prăjit. Ok, îl punem așa separat să meargă totul mai repede. Iar între timp ce se face aerul, bă, aș vrea să fac rost de niște flinturi ca să facem fletching table-urile. Hai să vedem. Ok, avem un flint. Mamă, dar cum sparg acum, efectiv. Bă, nu vreau, mă, să sparg și dirt-ul. Cu toate că ar fi mult mai eficient să spargă mai multe deodată. Da, mă, da, e altceva. Ok, și am făcut 10 flinturi, iar acum putem să facem în sfârșit fletching table-urile. Bun, avem 5 fletching table-uri, iar acum hai să-i băgăm pe GJ la trade-uri. Ia să vedem care, mă, se face fletcher. Mamă, perfect, avem 2 nitwits acolo. Bă, cea mai bună meserie e să fii nitwit. Mamă, sunt 3 nitwits, bă, ăsta-i finish de tâmpiței, pe bune. Avem o grămadă de cai și o grămadă de nitwits. Opa, și uite că s-a spawnat și urâtul ăsta. Stai să vezi ce o să-ți dau eu în cap cu următorul nivel. Cu următorul nivel e nivelul TNT. Ok, hai să tragem și noi un pui de somn, Gigelu, bineînțeles, cu picioarele pe fața mea, că de ce nu? Bun, și e dimineață, hai să vedem, bă, care se bagă la fletching table. Opa, și uite, 2 șomeri exact aici, ia veniți, bă, și băgați-vă. Ok, perfect, avem fletcheri, hai să vedem bețe pe emeralde. Oh, emeralde pe săgeți, nu ne place asta. Hai, dă-ne bețe pe emeralde. Aia zic, bă. Ok, am inventarul plin de bețe, măi, și fete. Iar acum hai să facem și noi niște... Oh, niște trade-uri. Am luat 2 emeralde și fii antenă că mi-a dat următorul level. Și că dacă apăs pe shift acum și o să dau un hit, o să dea un hit exploziv. Ok, și cred că știu pe cine să testăm chestia asta. Hai să vedem, îi dăm lui ăsta. Oh my god, nu, mamă. Ok, am dat eu hitul exploziv, dar n-a fost ce trebuie, vrei să te mint? Ok, cum e trebuie, îmi pare rău că te-am supărat. Mamă, fii atentă ce-i fac la fraier. Vino-mă încoace, să vezi ce hit în cap îți dau. Ia mă de aici. Mamă, i-am dat cu explozie. Opa, ce-ai făcut, mă, nu mai poți să te ridici? Ia mă de aici, încă unul. Opa, stai așa că l-am ridicat. Mamă, ia de aici. Nu. Ok, poate n-ar trebui să-i mai dau cu hitul exploziv.
Nu, mamă, ok, bă, deci fii atent că acum cu abilitățile astea nu mai pot să-l bat, pentru că, efectiv, dacă încerc să-l bag de sus, să-l arunc în aer. Ok, cred că am o idee, totuși, dacă l-aș bate din casă, mă, o s-a dus, mă. Haide, bă, vine-o cu ace, iau-te-l pe ăsta micu, ok, hai că vine. Bă, gata, de aici îi dăm în cap. Bă, nu mă pinge, mă, nenorocitule. Bă, unde s-a dus, bă, ăsta? Alo, domnul, bă, unde merge, bă, ăsta? Opa, hai că-i fac mare fentă. Vino, bă! Nu! Ok, nu mai veni. Gata, aici l-am prins la colț pe fraier. Ok, și cred că se lovește și cu capul de tavan. Ia de aici, bă! Ok, bam, și l-am spart, mamă, s-au spart și blocurile de pe lângă. Ok, cred că acum putem să facem trade-urile în sfârșit, băieți și fete, dar cred că deja o să facem următorul nivel. Ia să vedem. Mai dăm frumos cu emeralde și deja avem următorul nivel. Și ce... Stai, ce? Oh my god, băie și fete, trebuie să mergem să găsim diamante neapărat. Și că acum dacă mă uit la diamant, dacă o să mă uit la un diamant, o să-l transforme în diamond block. Gen, dacă mă uit la un minereu de diamond, o să-l transforme în diamond block. Nu, trebuie să mergem să găsim diamante neapărat în momentul ăsta. Mamă, pe o să mă fac cam o bazuca completă de diamond, ești nebun? Direct pe diamante mă duc. Bine că am făcut mina asta aici. Mamă, ce ai făcut, mă, nene, că mă duc să găsesc diamante. Hai, cât mai repede. Trebuie să fie pe undeva diamante pe aici. Imposibil, Edita mai revine-ul. Oh, ia uite ea, ce am găsit al meu să fie. Ok, ia să vedem dacă chiar merge chestia asta. Ok, deci o să mă uit în 3, 2, 1 și... Ok, bă, chiar l-a transformat, ești nebun. Fii atentă că avem blocul de diamond. Let's go. Ia uite, bă, ia blocul de diamant. Ok, dar avem doar un singur bloc de diamant. Hai să mai găsim diamante. Ok, încă unul aici. Bun, s-a transformat, hai să-l spargem. Ok, și avem două blocuri de diamant. Bă, dar doar câte unul așa, pe bune. Nu-mi dă și mie mai multe deodată. Încă unul aici. Let's go. Bun, și... Oh, nu, pe ăsta l-a spart și l-a făcut diamant. Da, nașpea e că spar cu câte mai multe blocuri deodată și diamantul ăsta nu vrea să intre la mine în inventar. Bă, treci, mă, coace. Hai că mai găsit unul, băieți și fete, și îl luăm și pe ăsta și cred că o să ne tirăm de aici. Opa, ia vezi, ia că mai găsit unul. Let's go. Bun, avem 8 blocuri de diamant. Bă, ce ai făcut, bă, nene? De unde aveam atâtea? Pot să jur că n-am făcut atâtea. În fine, nu mai contează. Avem 8 blocuri de diamant și o să ne facem Amodo bazuca completa. Bun, și suntem înapoi la suprafață, băieți și fete. Iar acum deja putem să ne facem full diamond. Ok, hai să mai lăsăm din chestiile astea în chest. Ia, facem toate. Avem un stack și 9 diamante. Ce mai vrei, bă, de la viață? Bun, ne facem frumos, ne facem chestplate-ul, pantalona și buții, căscuța. Facem și o sabie, facem și un scut de control și în sfârșit suntem Amodo bazuca completa. Opa, asta e așa că n-am scutul. Gata, acum suntem Amodo bazuca completa. Let's go. Bun, și acum cine a mai rămas de făcut e să facem trade-uri cu GJ-ii. Mamă, și uite că mi s-a făcut și aerul. Ok, stai, ce? Deci am făcut următorul nivel. Double sneak to teleport. Ia. Bă, dă-te încolo. LOL, cu chestia asta pot să mă teleportez. Ce ai făcut, mă, nene, numărul 1, abilitățile astea? Oh my god. Doamne, cât de tare poate să fie, efectiv. Deci uitați-vă și voi, cu abilitatea asta pot să mă teleportez. Ia cât de departe, pot să mă teleportez până acolo, oare? Nu cred că merge. Hai să mai încercăm. Na, nicio șansă. Hai că era să și mori, ești nebun. În fine, hai să ne băgăm la somn, că văd că GJ-ii mei s-au pus pe lenevi, frate. Ăștia nu vor să muncească noaptea. Așa, mă, pune-te pe mine, nenorocitule. Ok, hai să facem trade-uri acum, să luăm cât mai multe emeralde. Și bineînțeles că cred că o să facem și nivelul 10. Care, nivelul 10 e ultimul nivel, băieți și fete. Adică, da. Oh, deja am făcut nivel 10, stai, ce? Bă, nici n-am apucat să văd. Mamă, ci că la nivelul 9 a fost nivelul de netherite. Și nivelul de netherite ne dă fire resistance și resistance, ceea ce e super tare. Iar ultimul nivel, ci că ne dă, putem să tragem cu capuri de wither skeleton. Ia, nu te cred. Oh, ok, chiar merge treaba asta. Bă, ești nebun? Ok, ci că dacă ții shift-ul și apăs click dreapta, uitați-vă și voi, dăm cu cap de wither skeleton. Doamne, cât de tare e chestia asta. Astăzi o să ne ajute super mult să spargem cristalele dragonului. Ia, bă, de aici cap de Wither Skeleton în cap.
cap de Wither, Skeletor în cap. Hai că a vorbit și eu, numărul 1. Și uitați-vă cum arată bara de XP acum, le-a combinat pe toate, efectiv. Ok, hai să-i dăm, hai să-i dăm în cap la fraier. Bă, știi ceva? O să dureze ceva cu Wither, Skeletor ăsta, așa că hai să-i dăm și noi cu sabia. Ce ai făcut, mă nene, mă călțin în aer ca pe copilul meu. Bun, acum cred că ar fi momentul să luăm emeralde, pentru că de ce nu? Mamă, și uitați-vă că deja am 17 golden apple-uri. Bun, cu metre, vino coace și dăm emeralde. Toate emeraldele să vină la mine. Oulu, mamă, am dat cu capul de Wither Skeleton din greșeală în el. Bă, n-am vrut, îmi pare rău. Mamă, sper să nu-mi facă ăștia după vreo nesimțită de aia să-mi dea astea la preț, la suprapreț. Ok, iar să spawnat Iron Golem-ul. Nu, bă, tocmai mi-am omorât un villager, frate, cu puterea asta. Bă, deci dau fără să vreau. No, uite-te și tu, bă, dar n-am apăsat pe nimica. Hai că o să-mi omor toți flecerii, ești nebun? Ok, știi ceva? Cred că o să iau acum niște săgeți ca să fiu sigur că poate rămân fără. Luăm și un marcu și avem deja un stack. Un stack și 43 de emeralde. Și cred că o să ne fie de ajuns pentru niște perle. Și acum sper ca băiatul ăsta să ne dea perle, dacă știți ce zic. Bun, hai să luăm repede chestii de la el. Haide, popa, dă-ne perle, popa. Oh, nu, bă, dar n-am vrut să... Mamă, poate l-o mor pe popa din greșeală. Ok, sper doar să nu dau în el. Sper doar să nu dau în el acum. Vino cu ace. Ok, pare să fie regulă. Bun, hai să luăm glowstone-ul și te rog, zim că ai perle pentru mine. Hai să vedem. Bam, și perle, mă, perle, uite perlele. Mamă, sper să nu-l omor pe ăsta și să nu iau perle. Bun, avem 12 perle deja și o să revenim după ce ne întoarcem în Nether la el ca să luăm și mai multe perle. Bun, iar acum avem două variante. Ori facem un bucket și găsim un lava pool, ori poate găsim direct niște obsidian și dăm cu pickaxe-ul de diamant. Hai să vedem care variantă e mai rapidă. Ok, și cred că s-a judecat, băieți și fete, o să facem portalul cu găleata. Sau poate că nu, de fapt nu. Cred că am o idee mai bună. Stați așa un pic, hai să luăm lava asta, să punem toată apa pe lavă, pentru că noi avem o abilitate specială foarte tare și anume, dacă o să spargem o bucată de obsidian, o să se spargă mai multe. Hai să vedem dacă chiar merge chestia asta și cu obsidianul. Hai, sparge-te. Bă, dar greu se sparge. Ok, aparent, nu știu dacă merge. Stai, nu cred că merge. Uite-te, bă, și tu că nu sparge obsidianul, eu nu pot să cred așa ceva. Bă, bune că trebuie să stau să sparg obsidian acum. Bă, ce japcă mi-au dat, nu pot să cred așa ceva. Da, și sparge obsidian acum. Bă, dar partea bună e că acum am fire resistance. Cum e tre, tu ce vrei, mă, frate? Ok, cred că, mamă, cum îl dau în trampolină și uite-l că a căzut în foc, let's go! Bun, cred că m-a durat destul obsidian, iar acum cred că putem să facem și noi portalul în sfârșit. Și la fix! Bun, hai acum să încingem portalul și să-i dăm drumul să mergem în Nether. Ok, și am ajuns în Nether și partea tare e că trebuie să fac poză la coordonate. Nu, asta e partea tare. Partea tare e că pot să mă teleportez. Ok, poate n-ar mai trebui să mă teleportez așa des. Mamă, stai că au venit piggy după mine. Ia luați-mă de aici niște capuri de Wither Skeleton în cap. Opa, și ia vezi ia ce am găsit eu aici. Ok, hai să vedem dacă putem să ne teleportăm până la fortăreață. Ia, hai să-i dăm. A, merge? Oooo, direct, bă, nene. Și uite și spawnerul de Wither Skeleton, de Blazor, pardon. Prea mulți Wither. Bă, fiți atentă că vă dau cu capul vostru în gură. Ia, luați-mă de aici. Nu, n-am vrut să fac asta. Ok, ia, dă-i cu capul. Bă, nebunule. Bă, da, sincer să fiu, nu prea dau așa mult damage capetele astea de Wither Skeleton. Bă, de fapt, stai așa un pic, ăsta chiar e cap de Wither Skeleton, cum ar veni. Bun, și acum băieții ăștia, practic, ce nu știu ei e că eu am fire resistance. Uitați-vă și voi, degeaba dau cu chestiile astea mine. Așa că noi, hai să o dăm cu ei. Bam, ia, mamă, stai așa că îi ridic în aer ca puterea de Iron Golem. Ok, bă, nu e bună cu puterea asta. Adică, cred că o să mă curce mai mult. Cred că trebuie să le fac tavan la băietani. Dă-i, ia mă de aici, bam. Ok, și avem două blaze roduri deja. Bă, deci trebuie să le fac tavan neapărat. Hai că mai fac tavan dacă e ceva. Da, și ceva, cred că renunț la ideea cu tavanul. Ok, stai așa că am găsit alt spawner cu acoperiș făcut. Ok, o să fie mult mai lejer acum. Bun, hai să dăm cu băietarii. Ia mă de aici, mă. Și avem tot două blaze roduri. Lol, și uitați-vă cum arată acum bara de XP, băieți și fete. Avem aici lemn, piatră, iron, gold,
TNT, Diamond, Ender Pearl, Netherite și aici nu știu ce ar mai trebui să fie. Cred că ceva de Wither. Ok, s-a spunat băieta, nu? Ia, hai mă să dăm cu Marcu. Dăm cu Marcu ca să vedem dacă ne dă. Nu ne dăm, mă, frate. Bă, ce-au făcut, bă, ăștia? S-au stricat. Ok, hai să-l batem pe ăsta. Îi dăm frumos cu săgețile. Dă, mă, un Blaze Rod. Aia zic, bă, nene, bă. Bun, avem 3 Blaze Roduri. Mamă, și eu acum am realizat, am 33 de Golden Apple-uri. Efectiv, nici n-am folosit Golden Apple-urile astea pentru că sunt prea OP, efectiv. Ok, am spart aici frumos ca să se spawneze și eu odată că se spawnau prea greu, sincer să fiu. Haide, mă, cu donații. Nu, bă, a căzut în lavă, firar el să fie. Sper să nu mai cadă în lavă și de data asta. Bun. Ok, uite unul acolo. Hai, mă, dă și tu. Uite, încă unul și acolo. Bun, câte avem, câte avem? 5 Blaze Roduri, let's go. Hai, mai trebuie încă 3. Ia să vedem, aici s-au mai spawnat. Bă, aici nu se mai spawnează deloc, băietanii. Stai așa că facem schemă și aici. Ok, 6 Blaze Roduri. Facem schemă și aici, stați așa un pic că facem tunel. Bam, bam, tunelul. Și acum au loc să se spawneze băieții mei. Dar n-au treabă, efectiv. Ei, bun, a dat la Blaze Rod. Hai, dă-i și tu. Hai, nenică. Hai cu metri, dă și tu un Blaze Rod. Bă, ce? What, ați văzut că l-am ridicat în aer cu săgeata, gen? Hai să dea ăsta de aici și e numărul 1. Haide, mă, de ce te-ai băgat, mă, în față? Ok, uite că a dat Blaze Rod, a dat Blaze Rod. Da, mă, da, ăla e ultimul Blaze Rod de care avem nevoie. Bun, let's go. Iar acum putem să spargem spawnerul ăsta de urât, că deja m-au enervat, sincer să fiu. Adică prea mult asta pentru niște Blaze Roduri. Ia, mă, luați niște capuri de Wither Skeletor în gură. Bă, da, efectiv nu prea dau așa mult damage capurile astea de Wither. În fine, hai să plecăm de aici, hai să plecăm de aici. Bun, uite și portalul nostru acolo. Hai să ne teleportăm direct și să dăm înapoi în Overworld. Bam, și am ajuns. Ia, hai să ne teleportăm direct pe munte. Hai că direct pe munte dacă e ceva că mă teleportează atât. Bun, hai, măcar, bă, dar ne teleportează destul de puțin, să fiu sincer, adică mă așteptam să mă teleporteze și pe mine mai mult, zic. Ok, dar cred că am găsit o schemă să mă teleportez destul de repede. Mamă, lol, lol, uite cum am ajuns în village. Ok, ok, chestia asta e insane. Bun, iar acum să-l găsim pe Taika Popa să mai luăm și noi niște perle, zic. Ia uite-l, bă, cum mă așteaptă el pe mine aici. Aia, zic, bă, bă, nu și-a dat reset la trade-uri. Mă, ce facem, mă, șomăm? Mă, șomăm, mă? Ce-ai păzit, mă, până acum? Ok, cred că acum și-a dat reset, ia. Da, mă, da, și-a dat fix acum reset. Let's go, 15 perle. Stai așa că mai putem să luăm, mai putem să luăm. Nu ne oprim aici. Ok, dacă tot avem bețe, hai să mai luăm, zic, nu? Bun, și să mai luăm încă o perlă să fie 16 de sufletul meu, așa. Și bam, direct 16 ochiane, let's go, bun. Hai să dăm primul ochian și să vedem încotro. Ok, încolo, încolo. Asta nu o să fie greu deloc, adică putem să facem treaba asta în continuu, efectiv. Ok, dacă nu mă blochez în casă. Bun, hai să-i dăm drumul, hai să-i dăm drumul. Mamă, o să ajungem super repede la dragon. Uitați-vă și voi cât de repede pot să mă teleportez. Ce? Bă, unde sunt, bă? Bă, sunt în copac, ești nebun? What? Uite-te și, uite-te unde am ajuns, efectiv. Ok, încolo treia să mergem. Hai că facem parcurs pe copaci. Oh my god, bă, cât de repede mă duc. Uitați-vă și voi. Lol, cât de tare mă teleportez. Bă, nenică, unde am ajuns? Ce ai făcut, mă, nene, bă? Hai să mai dăm un ochian. Ok, tot încolo. Bă, deci e prea fun chestia asta cu teleportarea. Uite-te și tu cum pot să mă teleportez prin copaci. Sunt Tarzan, efectiv. Opa, am ajuns în ocean. Nu contează, nu contează. Oricum mergem mai repede cu barca. Bun, și cred că ar fi cazul să mai dăm un ochian totuși. Ia să vedem. Unde? Încolo. Ok, tot în direcția aia. Ok, a luat-o înapoi, a luat-o înapoi. Ia, mai dau încă unul și... Da, mă, da, pe aici ar trebui să fie, pe aici, pe undeva. Bun, știi ceva? Cred că o să risc pe undeva pe aici și o să-i dau direct în jos. Bun, hai să-i dăm direct în jos, băieți și fete, și să sperăm că o să găsim stronghold-ul ăla. Haide, mă, hai. O, ia vezi, ia că l-am găsit tătuțul. Direct am ajuns. Bun, uite, avem și un chest aici. Bine, nu mai contează. Ok, ok, hai să încercăm să scăpăm. Bă, ce regia. Nu pot să cred că am ajuns direct la portal. Ok, să avem grijă cum punem ochianele astea. Nu o să spar spawnerul de șobolănei pentru că tare mi-e frică că o să spar portalul. Dar acum s-a făcut portalul și putem să-i dăm direct la dragon. Hai să punem toate abilitățile noastre pe dragon. Bun, și pentru că sunt aici, da, nu pot să mă teleportez pentru că n-am la ce să mă uit. Mamă, ce? Bă, am dat cu capul de Wither Skeleton din greșeală. Bun, hai să ne teleportăm chiar acum. Let's go.
Ia, hai să vedem dacă putem să spargem cristalele cu capurile astea. Oh, ok, n-am vrut să fac asta. Deci cum ziceam, hai să vedem dacă putem să spargem cristalele cu ele. Ok, nu cred că o să ajung atât de departe. Opa, da, lol, la spart, ești nebun. Mamă, cât de tare o să fie chestia asta. Păi efectiv o să putem să le spargem super ușor. Ia fii atentă, fii atentă cum se duce pe ala. Ce ai făcut, mă, numărul 1? Hai să-l spargem și pe ala de acolo. Aia zic, bă, băi, deci o să fie prea ușor. Ia, 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 îl sparge și pe ăla dintre... Aaa, nu știu dacă merge la ala din aer în baruri. Haide, mă, dăm direct la țintă, 3, 2, 1 și bam! Ok, hai să spargem cristalul ăla de acolo, ia să vedem, ajunge capul de Wither? Ajunge? Cred că a ajuns, nu știu dacă l-a spart, sincer. În fine, hai să spargem și pe ăla de acolo. Mă, și uite că a coborât dragonul, mă, nene! Bun, i-a spart și cristalul ăla. Mai e unul aici. Oh, nu! Mamă, ce-am făcut, mă, m-am teleportat din greșeală. Hai, mă, sparge și pe ăla, bun, s-a spart și ăla. Nu știu câte mai are, nu știu câte mai are exact. Cred că mai are unul sus acolo. Dar nu știu dacă putem să-l nimerim pe ăla. Ia, 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 s-a spart, no, 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 acum, cred că o să-l ia, ia. Ha? Da, mă, da, s-a spart, că a luat de mici dragonul. Da, așa că fac o schemă, nu merge. Fără să facem noi o schemă, nu merge. Uite cristalul aici și, bam, direct. Și mai are unul în aer în baruri acolo. Hai să ne teleportăm. Aia zic, hai țintit și lovit. Aia zic, bă, nene, bă, și acum mai avem doar dragonul. Ia să dăm cu capul de Wither Skeleton pe dragon. Oh, ok, oh, ok, n-am vrut să fac asta, dar pot să mă teleportez. Easy peasy. Bun, hai să-i dăm. Ia, merge? Ok, nu merge pe el. Deci nu merge, frate, nu vrea să meargă. Poate merge să-i dăm cu explozia totuși. Bă, care mataj, mă, dă-mă drumul de aici. What, era să-l urc pe dragon, pe fraier. Bă, ce? Bă, l-am catapultat și cred că l-a omorât dragonul. Ok, îmi pare rău, dragonule, dar o să trebuia să-ți dau niște săgeți în cap. De fapt, nu-mi pare rău despre ce vorbim aici. Ia de aici săgeată de la barcu direct în gură. Aia zic, bă, nene, bă. Îl spargem pe fraier, de ce îl spargem? Acum o să-i dăm de să-i sară capacele. Ok, coboară dragonul. Sunt curios dacă totuși explozia o să meargă pe el. Hai să vedem, ne băgăm acum la căpățână. Parcă pentru explozie trebuia să apăs shift și să-i dau, nu? Bam, da, mă, da. Ia vezi, ia că merge explozia. Ok. Da, mă, aia zic. Îi dăm cu explozia în cop. Mamă, unde l-a trimis? Ok, nu cred că îi mai dăm cu explozia, că văd că îl catapultează în aer. Mamă, cât de sus e acum. Bun, hai că coborât iară dragonul. Cred că nu o să-i mai dăm cu explozia, băi și fete, că e că zboară iară de pe aici și vreau să-l țin cât mai mult ca să îl batem și noi odată. Haide, mă, dă-i. Mamă, și o să trebuia să colectăm tot XP-ul după. Bun. Oh, nu pot să cred că m-ai spurat. Păi gata, s-a terminat cu tine că te batem din săgeți. Fii atentă, dacă nu, ai pus-o, mă, nebunule. N-ai vrut să bordă sabie, bordă barcu. Fii atent acum. Hai că ești mâncat. Ești mâncat, dragorașule. Ok, și apare, coboară iară fraierul. Oh, mai are fix un hit. Hai să-l batem cu stil. Fiți atentă cum facem. Ne teleportăm la el. Hai că m-am teleportat de toți banii. Ne teleportăm la el. Nu, ne mai teleportăm nicăieri. Îi dăm cu perla direct acolo. Și hai să-i dăm o explozie direct pe botan. Oh my god, cum l-am bătut. Let's go. Bun. Și am bătut Minecraft-ul, băieți și fete, cu experiență custom. Bun, hai să adunăm și tot XP-ul ăsta de aici. What? Uitați-vă la bara mea de experiență cum se transformă efectiv. Lol, cât de tare. Ok, păi mă, băieți și fete, cam ăsta a fost clipul, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și pe un like, să vă abonați în caz că l-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!